Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita sunt și ne revedem cu un nou episod. Am spus săptămâna trecută că vom anunța câștigătorii giveaway-ului într-un episod interesant și nu vă ce alt proiect puteam alege decât Elrond. În special în condițiile în care au trecut mai multe 3 luni de la videoul în care comparam Elrond cu Avalanche și cu Algorand. Pentru că în acel episod am trecut prin ce este Elrond și toată infrastructura pe care o are la bază, în videoul de azi o să ne axăm mai mult pe schimbări care au apărut între timp și ce urmează pentru Elrond. Așa că pentru a înțelege mai bine tehnologia din spatele proiectului, vă recomand să vă uitați și la acel video. Aveți linkul pe ecran. Legat de giveaway, la finalul videoului o să anunțăm câștigătorii, așa că nu plecați nicăieri și dați ochii și urechile la capacitate maximă. Bun, trecem la al nostru Elrond și haideți să ne uităm exact ce s-a întâmplat în ultima perioadă la nivel de development, parteneriate și așa mai departe. În primul rând, lucru pe care cu siguranță îl știți cu toții, Elrond a lansat mai iar oale. Nu are rost să vorbim prea mult despre UI și UX, că aici ne-am cu toții că o să arate și o să se comporte foarte bine, nicio surpriză. Interesant de menționat aici sunt statisticile referitoare la Maiar, deci performanțele wallet-ului în ultimele luni: peste 400.000 de useri pe tot globul și mai mult de 65.000 de useri care au pus eGLD în valoare de peste 1.7 milioane de dolari la staking folosind aplicația. Din nou, având în vedere abilitățile de marketing ale echipei, vizibilitatea și numărul uriaș de susținători, nu mă surprinde că au reușit să atragă un număr atât de mare de user într-un timp relativ scurt. Cum spuneam și în videoul trecut, Elrond a intrat în probabil cea mai importantă etapă a proiectului, scalare și conturarea unui ecosistem DeFi cu adevărat atractiv. Waletul Maiar e un gateway spre acest nou univers pe care echipa vrea să-l construiască și până acum e clar că lucrurile merg în direcția bună. Avem în față ecosistemul Errond și vedem exact cu ce proiecte colaborează sau vor colabora pe viitor. Pe lângă asta mai avem Errond Scan Explorer care e o platformă complementară cu Blockchain Explorer și vine cu lucruri interesante despre proiect sub aceeași umbrelă. Și dacă tot am ajuns la acest Explorer, trebuie să vorbim puțin și despre cifrele pe care le avem în față. 3200 de noduri în rețea fac din Elrond una dintre cele mai descentralizate rețele de infrastructură, peste Polka, Cosmos, Cardano și multe altele. Impresionant! Numărul de adrese din nou e foarte important, dar ce demonstrează și mai mult încrederea și susținerea comunității, E faptul că peste 60% din totalul de EGLD sunt ținuți la staking. E, din perspectiva mea, unul dintre cei mai buni indicatori pentru a lua pulsul comunității din jurul unui proiect cripto. Din multitudinea de știri și colaborări anunțate de Elrond, mi-a sărit în ochi și parteneriatul cu Impossible Finance anunțat pe 4 august. Prin integrarea cu platforma Impossible Finance, dezvoltării care vor veni să construiască pe Elrond vor avea un set de tooluri care să-i ajute de la stadiul de idee la crearea tokenului, lichiditate și așa mai departe. Bun, e cât se poate de clar că cei de la Elrond au făcut multe lucruri interesante anul ăsta și cel mai important și au crescut considerabil numărul de user ai rețelei. Haideți să vedem ce se va întâmpla de acum înainte. Odată cu împlinirea a un an de la Mainnet, echipa a anunțat o nouă fază în care intră proiectul, Mission 10. E înconjurată de același tip de marketing, care mie personal îmi place foarte mult, printr-un sentiment pe care îl transmit de mister combinat cu entuziasm. Mission 10 vine cu câteva proiecții destul de ambițioase, 10 milioane de user, Maiar Launchpad, un NFT Marketplace și probabil cel mai așteptat produs, Maiar Exchange. Maiar Exchange cred că e unul dintre cele mai importante teste de până acum pentru Elrond, pentru că un exchange descentralizat pe lângă că e un canal excelent prin care să atragi numere mari de useri în ecosistem, face parte din fibra oricărui proiect de infrastructură. Când spui UniSwap, te gândești din prima la Ethereum, PancakeSwap la Binance Smart Chain și Serum la Solana. Fără cel puțin un exchange descentralizat bine pus la punct, încă nu a intrat în totalitate în sfera DeFi și probabil din acest motiv echipa întârzie cu lansarea produsului. Pentru că știu și ei că este extrem de important ca totul să meargă bine și odată cu lansarea să fie pregătit să susțină un număr mare de de swap-uri. a evoluat mult în ultimele 3-4 luni din toate punctele de vedere și asta mă face să fiu foarte încrezător pentru următorii 2 ani. Odată cu apariția exchange-ului și altor proiecte reprezentative care să atragă user într-un mod exponențial, cum fac Ave, Compound, Uni, OpenSea, Axie Infinity și așa mai departe pentru Ethereum, n-am niciun dubiu că Errond poate să se poziționeze între 3-4-5 cele mai mari proiecte de infrastructură cu un market cap de peste 20 de miliarde. Vă dau ca exemplu Avalanche, care este un proiect de infrastructură foarte bun, care a început să-și contureze un ecosistem DeFi, dar are un număr extrem de mic de user pe DApps, cum vedem pe ecran. Motivul e simplu. Când oamenii au Ethereum, care devine din ce în ce mai scalabil odată cu opțiunile de Layer 2, și Binance Smart Chain, care atrage din ce în ce mai mulți useri, în principal prin CryptoBlade și PancakeSwap, E foarte dificil să-i atragi în altă parte fără ceva ieșit din comun. Dar aici Errond vine cu un mare plus prin care poate să facă exact asta. Elrond are, după Ethereum, una dintre cele mai mari și active comunități dintre toate proiectele de infrastructură, la pachet cu, din perspectiva mea evident, cel mai bun marketing. Așa au atras sute de mii de user pe Maiar și exact la fel pot atrage sute de mii pe aplicațiile ce vor apărea. Dar o luăm pas cu pas și vedem ce se va întâmpla în următoarele luni. Pentru moment, asta se întâmplă în Universul Elrond, dar odată la 2-3 luni voi mai face câte un episod ca un update. Acum că am terminat cu Elrond, trecem și la giveaway-ul nostru. În primul și primul rând mă bucur că ați participat în numere atât de mari. Cu siguranță o să mai repetăm acest tip de giveaway și pe viitor, fie ca la 5.000 de subscriber, fie ca la 10.000, rămâne de văzut. Bun, trecem și la momentul pe care îl așteptăm cu toții. Cei doi câștigători sunt Claudiu Larion și Paul Mihailă. Felicitări și din partea mea și din partea echipei Cryptonita. O să vă contactăm cât de curând pe Instagram ca să vă revendicați monedele. Asta a fost totul pentru azi. Vă salut și ne revedem joi cu următorul episod.